Salutări și bine v-am regăsit la un episod din PayDay 2. Bun, hai să dăm aici să jucăm online și să căutăm o misiune care să-mi convină, pentru că unele misiuni sunt prea grele, altele primești prea puțin bani și experiență. O să aleg una de mijloc. Eventual una în care să nu ai opțiunea să joci stealth, pentru că e foarte greu să joci stealth în jocul ăsta cu o echipă de oameni random. Măcar dacă îți dau toate misiunile să alegi, dar e ok și așa. Misiunile astea care au fantoma astea sunt misiuni pe care le poți rezolva și stealth. Și de obicei asta e cea mai bună modalitate să le rezolvi dacă ai ocazia. Uite... shit. Găsirăm în sfârșit o misiune. Release your friend. Turn the valve and release the cash. Bank's up. The cops are about to raid the safe house. Grab your weapons. My dear friend, just a quick pickup job. Fetch me a little something from the murky water warehouse. Uite asta, Green Bridge. Ok, și acum am trebuit decât să aștept să vină și alți jucători. Lucru care probabil o să dureze ceva. Bine, pot să intru și acum în acest heist și să aștept să intre jucătorii pe parcurs. Dar pe urmă să mi se tot oprească jocul ca să dea acele loading screen-uri în care intre jucătorii. Pentru că nu poți să te joci și să intre pur și simplu, trebuie să aștepți până se încarcă lor și e puțin ciudat. Și acum o să mă uit pe aici prin setup-ul meu, să văd dacă aș putea schimba ceva. Aia, cred că o să las cu turetă. Oricum am armura asta care e foarte bună, trebuie să deblochezi un skill ca să deblochezi și armura asta. A intrat cineva? Da, holy shit! Bun, hai cam, noroc. De obicei trebuia să aștept mai mult și tot nu intra nimeni. Eu am level 61, el are 45. E ok doar să nu intre jucător cu level 0, că misiunea asta mai are și dificultate 1 hard. Aș putea să intru acum așa doar cu el. Dar numai dacă o să-mi zică că vrea să intre. Ok. Mi-am mai pus un skill pe acolo. O să dau start haste. Oricum, acum dacă vreau să mai aștept să intre și alți player, pot, pentru că o să mă dea să-mi fac niște setări de armură, arme și alte de-alea. Am dat ready. Mă rog, ce-o fi, o fi.
Ia uite, am mai intrat încă cineva. Foarte bine. Limbo. Ok, ne aflăm pe un pod. Cum zicea și nu vrem să nii Green Bridge. Trebuie să avem grijă să nu omorâm civilii pentru că o să ne coste bani. Locate the prison convoy. Opa. Bun, ăștia erau polițiștii. A, uite mașina aia de poliție cu prizonieri. Da, astea sunt loading screen-urile alea ciudate. Bine, nu prea e problemă că mă împușcă pentru că am armura asta foarte bună. Mamă, 2 minute și jumătate. Hop. Hai că am ceva țintită. Ia la-i. Ok. Bun. Ha? Ok. Ar trebui să punem, cred că, pe toate mașinile. Care ești, mă? De unde au venit, mă, ăștia? Opa. Cumva i-am dat headshot acolo? Mă rog. Mamă, de la flash-urile acum se vede. A, ăștia vin cu elicopterul, frate. Pa. E bun pistolul ăsta că le dau one shot, one kill. Bun, și mai am aici mașina asta. Bă, de ce a dispărut chestia aia? Sniper. Cumva chestia asta alunecă. Bă, e sniperul acolo. Care ai murit, mă? Limbo a murit. Mă gândesc acum că mi-ar fi trăit o echipă mai bună. Mamă, chiar că mi-ar fi trăit o echipă mai bună pentru că ăștia trebuia să păzească fierăstraiele astea. Că se le blochează și trebuie să le reparăm. Mamă, ce echipă am. Bine, am mai ales să joc și pe hard. Pentru niște venituri mai mari. Opa, mi s-a dus armura. Shit, nu. Nu, frate, de ce nu se mai regenerează cât timp trebuie să treacă? Și iar am murit, azi am murit de data asta. Îl ajută botul. Jacket ăsta e bot. N-a intrat nimeni în locul lui. Mama, se schimbă arma, poate asta are... Nu cred că pot să dau la distanță cu asta. Oh. Bine, acum am un avantaj că am armura aia foarte bună. Că altfel și eu cred că aș fi murit până acum. Ce naiba. Mamă. Hai să pun turet aici, nu?
Văd că e nevoie. First aid. Una s-a deschis, ce ai? Shit, mi-a dat cu taserul. Fucking taser, mi-i suce și armura. Oh god. Ah, l-am găsit pe prizonier. Nice. Așa. Ăla cred că a murit. Mamă, escortă, mamă. Unde le scortăm? Că nu mi-arată pe hartă. Așa. Pot să stau aici? Ia uite, aici e ca un safe room. A, uite, nu mă pot să aici, bun. You can stand, da. Bă, nu mi-arată o locație unde ar trebui să mă duc și mai sunt și sniperii pe acolo. Da, mă, că și-au luat ăștia doi sniperi cu ei, măcar să le folosească. Hai să mergem după tipul ăsta. Îmi place că șchiopătează totuși, el trebuie să ne arate drumul, pentru că eu habar n-am unde trebuie să mă duc. Jacket. Ma, hai să-mi iau și tureta înapoi. Gata, mamă, nu mai am gloanțe, frate. Deci eu trebuie să lutez polițiștii ăștia ca să mă aleg cu gloanțele. Bun, au trecut 5-6 minute, dacă rezolvăm misiunea e bine. Poți să mă sui pe mașina asta? Da. Mai uite-i pe acolo. Mai ceva ca în jocurile cu zombie. În jocurile cu zombie măcar băia nu erau înarmați. Pistoale. Na. Cumva și eu am pelerină de asta de ploaie. Ah, gata, l-am nimerit. No. Așa. Bun, ăsta văd că se ascunde aici. Ia uite-l pe ăsta. Bă. Oh, shit. Pot să iau butelia asta? Nu pot să iau. Ar fi fost șmecher. A. Bun, deci probabil acum trebuie să urcăm pe clădirea asta și să luăm ceva elicopter, pentru că altfel nu văd ce putem face pe clădire. A, și iar am rămas fără gloanțe. Gata aici. Hai, eliberez și etajul ăsta. Suntem pe acoperiș deja. A, l-am nimerit. Mai uite cât de maestos cade în apă. Ok, și... mamă, s-a pus pe un scaun. Să nu zici că e de la care zboară. Ia, na, deci chiar vreau să văd ce se întâmplă. Prima oară când fac misiunea asta, vreau să văd care-i faza. Oh, shit, pune-o repede turetă. Aruncăm bomba matrioșca. Capra ucigașă. Bă, ăsta cred că e român.
N-am mai intrat. Am aruncat și o bombă aia degeaba. Care ar fi fost să fim doar români pe aici? Defend, ok. Dăm defend aici, băieți. Opa. Mă, perfect ăsta. Unde mi-e tureta? Am luat-o, ha. Cred că n-am pus-o. Opa, uite pe inamici. Mă rog. Pot să dau printre scări? Nu cred că pot, că am mai încercat mai devreme. N-am fost atent, a zis 20 sau 30 secunde. Cred că aici 20. Mă rog. Opa. Mamă, cât vin. Bun, ia unde? Trebuie să cobor? Dude, să nu-mi zici. Oh, God. Șmecher. Șmecher. Bun, hai să coborăm repede. Tureta e la mine. Mai am nevoie de gloanță, dar e ok. Mai bine că nu e... Hai, luăm unul static. Ăștia sunt alți prizonieri? Mamă, luăm mașina blindată. Ia se, pot să o upgradez. Ia. Cam skill-uri șmechere. Ia, 20 și 19, 18. Mă rog. Inamicii pe aici? A, uite o barcă, adică mai e barcă aici. Ia uite-l mă pe acolo. Acum faza e că nu aș vrea să conduc, dar măcar să stăm în spate. Mamă, mi-am gloanțe. Mama, am maceta la mine. A, n-am murit. Opa. Mai sunt pe acolo. Băi, ești nebună să nu moare? Mamă. Nu știu câte gloanțe mai am în turet. N-am destul de gloanțe. Asta ar fi faza, nu? Mamă. Bom. Mamă, au murit doi cu echipieri. Ah, oh, dude. Repede cât mă ține armura. Până acum n-am murit deloc. Mă, uite cum vin ăștia, mă. Și în formație, adică... Shit. Repede pe ăsta. Ah, shit, mi-a dat-o mai tare.
gade. Misiunea asta e mai grea decât mă așteptam. Mama alea e sub custodie și trebuie să așteptăm până să vină din nou. Îmi place că se oprește timerul ăla atunci când încerc să dau heal. Foarte șmecher. Hai, mai mult, mai mult. Traversăm podul. Mamă, ce misiune. Bine, am făcut misiuni și mai grele decât asta, dar... te stresează așa puțin. Ia, pe aici trebuie să mergem. Mamă, sper că trebuie să luăm o barcă și să plecăm. Vreau să termin toată misiunea asta. Pe aici, pe acolo? Oh, God. Am venit degeaba până aici, să nu zici. Am terminat, bun. Oh, am terminat meciul, bun. Green Bridge. Ok. Ia, trec măcar un level aici. Câte experiență am făcut? Ne. A fost misiune mai ușoară față de ce făceam de obicei. Oh, tipul a primit un save. Ce zic? Am și eu un save de ăsta. O să-l deschid acum. Mă rog, eu am primit materialul ăsta, dar... m-ai jucat să rămân meci înainte și am primit un save, ceea ce m-a bucurat. Hai să dăm leave this lobby. N-o să mai fac altă misiune. Misiunea asta de ajuns în episodul ăsta. Hai să vedem unde era Steam... no. Steam Inventory. Mai picat să un save și am primit skin-ul ăsta pentru armă pe care nu am. Și vreau să văd ce sunt pici în safe-ul ăsta. Open safe. Poate sunt pici ceva bun pe care o să-l pot vinde în magazin Steam. Na, atât de aproape pentru una violet. Mau. Faze că chiar mi-aș fi dorit un crossbow. Totuși îmi pare că trebuie să cumpăr Buy Payday 2 Ultimate Edition ca să deblochez mai multe arme, ia. Crossbow-ul ăla nu știu pe unde era. Speciale. Mă rog, sunt o grămadă de chestii pe care nu le poți debloca decât dacă cumperi jocul. Jocul costa bani până acum o săptămână, două. Și... da, pentru până acum câteva săptămâni. Și acum că e free, trebuie să cumperi DLC-ul ăla ca să ai acces la mai toate armele. Dar e ok și așa. Măcar atâta. Niciun skill point. Bine, păi cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom revedea data viitoare. Bye bye.